Salut! Sunt Otto de la Mier TV, iar în acest clip din Greșeli în Fitness vă voi da cele mai importante 10 sfaturi pentru o transformare corporală. Sau 10 sfaturi care te ajută să slăbești și să pui masă musculară în același timp. Cred că toată lumea știe deja și nu mai este un secret pentru absolut nimeni că pentru a slăbi trebuie să fii într-un deficit caloric. Dar cum reușim să fim într-un deficit caloric fără să ne înfometăm și să punem masă musculară în același timp? În acest clip voi spune cum am reușit eu să slăbesc 40 de kilograme și să pun o grămadă de masă musculară, adică de mușchi, în același timp. Și să fac singura transformare live, documentată de pe tot YouTube-ul, fără să mai fiți nevoiți să vă uitați la sutele de clipuri pe care le-am făcut în trecut din seria Otto slăbește transformare live. 1. Mănâncă mai multe alimente slabe în calorii, adică umpleți farfuria cu foarte multe fructe și legume, pentru că acestea sunt cele mai slabe și mai sănătoase alimente din lume. Majoritatea fructelor și legumelor au între 20 de calorii și 50 de calorii pe 100 de grame, pentru că au peste 90% apă. Astfel vei putea avea mese mari de 1 kg și vei lua între 200 și 500 de calorii, adică mai puține calorii decât au 100 de grame de biscuiți sau de ciocolată. Fructul care are cele mai multe calorii este avocado, care are 160 de calorii pe 100 de grame, după care urmează bananele cu 90 de calorii pe 100 de grame și, bineînțeles, or mai fi și alte fructe exotice, dar pe care noi nu le consumăm în mod obișnuit. Fructele și legumele pe care eu le consum în mod regulat sunt roșii, castraveți, ceapă, dovleac, vinete, ciuperci, varză, spanac, pepene verde, pepene galben și căpșuni. Toate acestea au decât 30 de calorii pe 100 de grame. Nu trebuie să fim stresați să le cântărim, putem să mâncăm foarte multe, putem să mâncăm pe săturate până ne simțim full. Astfel vom reuși să slăbim și să fim sănătoși. De asemenea, fructele ne ajută să ținem pofta de dulce sub control. 2. Mănâncă mai multe alimente bogate în proteine. Acestea îți vor da o senzație de sațietate pe o perioadă mai lungă de timp și se vor digera mai greu. Încearcă să consumi carne slabă, care are între 100 și 150 de calorii pe 100 de grame. Cum ar fi peștele, puiul, curcanul și, bineînțeles, carnea mea preferată, carne de porc slabă. Alte alimente bogate în proteină sunt albușul de ou, chefirul, laptele bătut, iaurtul, sana, dar care să aibă un conținut de 1,5% grăsime, maxim. Brânza măruntă, brânza dulce, urda sau brânza cottage sau brânza proaspătă. Toate aceste brânzeturi sunt asemănătoare și au un conținut slab de grăsime, în jur de 1,5%, și sunt foarte bune pentru că au mai puține calorii decât restul brânzeturilor și au un conținut mare de proteină. Încearcă să ai între 3 și 5 mese pe zi cu proteină, răspândite pe durata întregii zile, undeva între 3 și 5 ore între mese, pentru a avea o sintetizare cât mai bună a proteinei de către corp. 3. Ferește-te de grăsimi. Grăsimile sunt cele mai bogate în calorii. Acestea au 9 calorii pe 1 gram. Așadar, 100 de grame de grăsimi au 900 de calorii, echivalentul a 800 de grame de carne slabă sau 900 de grame de banane sau 3 kg de pepene sau căpșuni. Fie că sunt grăsimi sănătoase sau nesănătoase, saturate sau nesaturate, acestea tot grăsimi sunt și tot același număr de calorii au. Acestea ne pot sabota foarte ușor slăbirea, nu vă spun să nu mâncați deloc, eu vă recomand să mâncați între 50 și 70 de grame de grăsimi pe zi. Atenție, grăsimea nu înseamnă decât ulei, slănină sau untură. Grăsimea se ascunde în foarte multe alimente, cum ar fi brânza, cașcavalul, smântâna, cârnații, în carne. Avocado este fructul cu cele mai multe calorii pentru că are foarte multe grăsimi. Sănătoase ce-i drept, dar sunt foarte, foarte multe grăsimi acolo în avocado și de aceea este fructul care are cele mai multe calorii. Alte alimente cu un număr foarte mare de grăsimi sunt oleaginoasele, cajuul, nucile, migdalele, fisticul, alunele, arahidele. În 100 de grame de nuci sau de oleaginoase se găsesc 650 de calorii, adică este echivalentul a 500 de grame de carne slabă sau 2 kg de pepene sau căpșuni. 4. Evită prăjelile și dulciurile. Cel mai bine ca să le eviți este să nu mai cumperi junk-uri și să nu le mai ții în casă. Dacă vei avea mereu junk-uri în casă, cum ar fi înghețată, tort, ciocolată,
chipsuri. Cu siguranță la un moment dat vei da iama în ele și nu te vei mai opri până când nu le termini. Acestea sunt foarte gustoase pentru că sunt o combinație între zahăr și grăsimi și au foarte multe calorii, între 450 și 650 de calorii pe 100 de grame. Sunt niște bombe calorice care îți vor excita papilele gustative și nu te vei putea opri până nu termini tot pachetul sau toată punga. Din când în când, dacă ai poftă foarte mare de ciocolată sau de ceva dulce, du-te la magazin și cumpără-ți o ciocolățică din aceea de 10-15 grame. Nu-ți cumpăra o ciocolată întreagă de 100 de grame pentru că o vei mânca pe toată. Sau dacă ești cu prieteni în oraș, faceți o plimbare prin parc sau pe unde vă duceți voi și aceștia vor să se ducă la o cofetărie, nu este nicio problemă dacă din când în când vei mânca și tu câte o prăjitură. Dar nu trebuie să-ți iei un tort sau un platou de prăjituri și să te duci cu el acasă pentru că îl vei termina cu siguranță. Dacă nu în aceea zi, în maxim 2 zile îți garantez că îl vei rade. 5. Antrenează-te cu greutăți pentru a pune masă musculară. Fă o oră de antrenament cu greutăți în fiecare zi și în timp vei pune masă musculară. Pe termen lung, mușchii îți vor crește rata metabolică, iar corpul tău va arde mai multe calorii pentru a-i susține. Antrenamentul cu greutăți de asemenea te va ajuta să fii într-un deficit caloric, vei arde calorii în momentul în care te vei antrena, dar nu supraestima caloriile arse într-o oră la sală, pentru că acestea sunt relativ puține. Într-o oră de antrenament cu greutăți ardem undeva între 150 și 250 de calorii. 6. Antrenamentele cardio. Fă o oră de cardio pe zi, pentru că aceste antrenamente sunt foarte bune pentru inimă, care este cel mai important mușchi al corpului, fără de care a muri. Antrenamentele cardio trebuie să fie de o intensitate joasă dacă nu ai o condiție fizică bună, cum ar fi mersul. Pentru început, este foarte bine să mergi. Într-o oră de mers, arzi de două ori mai multe calorii decât într-o oră cu antrenament cu greutăți în sală. Adică între 250 și 500 de calorii. Dar depinde foarte mult de greutatea fiecăruia și viteza cu care mergi. De asemenea, dacă mergi pe un plan înclinat de 15 grade, vei arde de două ori mai multe calorii decât dacă vei merge pe plan orizontal. Cu timpul vei ajunge să faci două ore de mers sau vei avea un antrenament mai greu, de intensitate medie, vei începe să alergi, în loc să mergi o oră, vei putea după un timp să alergi o oră. 7. Evită antrenamentele de tip cardio HIIT sau pe intervale. Acestea te pot accidenta sau mai rău îți pot provoca un infart. Aceste antrenamente sunt pentru sportivii de performanță, pentru sportivii experimentați care au zeci de ani de antrenamente în spate. De asemenea, pentru noi începători, pentru noi oamenii normali, da, este un mit faptul că în 10-20 de minute de antrenament HIIT sau pe intervale pe zi vei arde mai multe calorii decât dacă vei merge o oră. Mersul pe jos mi se pare cel mai bun antrenament cardio pentru un începător, pentru un supraponderal, pentru un obez sau pur și simplu pentru un om care vrea să slăbească și nu a mai făcut sport. Este foarte bun și pentru bătrâni, este foarte bun pentru oamenii de toate vârstele și indiferent de condiția fizică pe care o au. Nu vă mai lăsați prostiți de oamenii din industria fitness-ului, de antrenorii personali care vă spun tot felul de minciuni. Fă 10 minute de exerciții de genul acesta, HIIT sau pe intervale și vei avea abdomen, vei avea six-pack sau vei slăbi 10 kg într-o lună. Este o prostie lucrul acesta. 8. Dormi mai mult. Atâta timp cât dormi, nu vei mânca, iar lucrul acesta te va ajuta să fii într-un deficit caloric și să slăbești. Somnul ne ajută să ne refacem organismul și este subapreciat. Dormiți minim 8 ore pe zi, pe noapte. Eu personal dorm între 8 ore și 10 ore în fiecare zi. 9. Bea mai multe lichide. Nu trebuie să fie neapărat apă plată. Poate să fie și apă minerală, poate să fie ceai, cafea, sucuri cu zero calorii, cu îndulcitori. Pot fi ciorbe, pot fi supe, la fel, ne ajută foarte mult să ne hidratăm și să creștem consumul de lichide. Și bineînțeles să nu uităm de apa care este conținută în fructe și legume, de la punctul 1. Acestea au 90% apă. Eu am ajuns să consum între 3 și 7 litri de apă în fiecare zi. Depinde de zi, acum nu putem să consumăm în fiecare zi același număr de lichide. Într-o zi poate este mai cald, într-o zi poate transpirăm mai mult, poate face mai mult efort. Este normal să difere această sumă, dar nu putem bea în fiecare zi exact același număr de lichide. Și nu este necesar să facem acest lucru. Și punctul 10. Consumă produse apicole. Aceste produse sunt unice în lume pentru că doar albinele le pot produce. Așadar și proprietățile lor sunt unice, acestea fiind bune în
combaterea a sute de boli. Foarte puține persoane consumă zilnic produse apicole, dar eu, pentru că am o afacere cu albine, am început să consum în fiecare zi produse apicole. Iar rezultatele au fost incredibile. Sunt singurul care are o dietă bazată pe suplimente apicole și vorbește despre lucrurile acestea, iar tot progresul meu îl puteți vedea în seria Otto slăbește pe acest canal. În 2 ani am reușit să slăbesc 40 de kg pe cântar și să pun o grămadă de kilograme de mușchi, doar consumând produse apicole și urmând pașii de mai sus pe care tocmai vi-am spus. Din fericire am filmat toate mesele și am documentat acest proces, încercând să ajut alți oameni care îmi vor urmări transformarea live. Produsele apicole m-au ajutat să fiu sănătos, să nu mai mă îmbolnăvesc, să fiu puternic ca un urs, consumând doar o linguriță de miere în cafea, 3-4 linguri de sirop de pulpă de cătină cu miere și una-două lingurițe de păstură sau de polen. Mierea are 300 de calorii față de zahăr, care are 400 de calorii pe 100 de grame, este mai dulce decât zahărul și putem pune mai puțină cantitate decât am pune zahăr pentru a îndulci un lucru, și mierea nu îți crește pofta să mănânci din ce în ce mai mult, senzație care o ai de la dulciuri. Dacă vei desface o ciocolată, îți garantez că nu te vei putea opri până nu o termini. E bine, dacă desfaci un borcan de miere, iei o linguriță, două, trei și cu siguranță te vei opri, pentru că este prea dulce și vei bea foarte multă apă și nu-ți va crește pofta efectiv să mănânci atât de multă. Ții minte când eram gras și mâncam Nutella, mâncam un borcan de 750 de grame de Nutella în câteva zile, era teroare. Luam o linguriță, nu puteam să mă abțin efectiv până când se termina borcanul, deci nu puteam să mă dezlipesc de borcanul de Nutella. Polenul și păstura conțin 30% proteină de cea mai bună calitate. Proteină completă, formată din cei 9 aminoacizi esențiali, care ne va ajuta să punem masă musculară. Iar sucul de pulpă de cătină cu miere îți va crește nivelul de testosteron natural din corp, te întinerește și îți dă foarte multă energie. Este mai bun decât orice pre-workout care îl puteți găsi pe piață. Plus de asta este natural. Aceste lucruri sunt naturale și sunt bune pentru combaterea și pentru prevenirea a sute de afecțiuni, credeți-mă. Nu pot să vi le număr acum pe toate, dați un search pe Google dacă vreți să vedeți pentru ce sunt bune toate aceste lucruri. Dacă apreciați acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru că pe mine mă motivează foarte mult să mai scot clipuri pentru voi, pentru a vă motiva să aveți o viață cât mai sănătoasă, pentru a vă învăța anumite lucruri și, de asemenea, dacă vreți să vă motivați și mai tare, uitați-vă la toate clipurile din seria Otto slăbește, din transformarea mea live, pentru că acolo veți vedea toate mesele pe care le-am avut în fiecare săptămână și veți vedea prin ce am trecut ca să scap de obezitate. Vă reamintesc că acest canal nu este monetizat și nu va fi monetizat niciodată, pentru ca voi să nu fiți întrerupți de reclame. Așadar, eu nu primesc niciun ban de la YouTube. Tot ce îmi doresc este să vă ajut să fiți mai sănătoși și să nu mai fiți păcăliți de antrenorii de fitness și de nutriționiștii care vă iau o grămadă de bani pe foarte multe informații false, pe foarte multe mituri și, practic, voi cheltuiți o grămadă de bani și nu aveți rezultate pentru că ascultați de niște oameni care au o diplomă și nu se pricep la ceea ce fac. Iar pentru cei care vor să mă ajute financiar, să știți că nu am nevoie de donații, nu am cont să îmi donați undeva, nici nu vreau lucrul acesta, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, aveți zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la orice comandă. Eu sunt Otto, ursul vostru, până data viitoare nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!